Urmele lor le-au căutat toți polițiștii din țară. Gheorghe, Cătălin și Ion, trei minori de 17 ani. Ei sunt deținuții care au fugit din pușcăria de la Goian. În dimineața de 5 mai, oamenii legii au anunțat despre evadarea celor trei minori. Vestea despre isprava tinerilor s-a dus repede. Știrea a devenit cap de afiș la televizor și pe internet. Odată ce orele de la evadarea tinerilor treceau, căutările deveneau mai anevoioase. În mass media apare un prim indiciu. Minorii au furat o mașină, iar aceasta de parcă a intrat în pământ. Aud perdelele, poarta deschisă, mașina nu ilumină ca ziua, nu nimic. La o zi jumătate de la evadare, polițiștii încă nu i-au găsit pe pușcăria și fugări. În schimb, a apărut anunțul că ei au mai furat un automobil. Eu s-au întors pe ei și au scos nezăvădită din o gradă. Își dam în drum, nu știu, ori o zăvădit, ori mai fost o mașină. Că ei nu fost unul singur aici, că au împinsul de ei și au împinsul încolo. Astăzi vom încerca să reconstruim traseul pe care l-au parcurs cei trei minori în drumul lor spre libertate. Vom afla cine sunt ei și cum a fost posibil ca băieții să scape de după gratile pușcăriei, încotro ar fi plecat aceștia și unde s-au ascuns, ce spun părinții lor despre evadare, când și cum anume polițiștii au găsit pe minori, dar și ce făceau deținuții fugari, ce alte infracțiuni au comis în cele două zile din afara gratiilor, dar și cu ce pedeapsă adăugătoare riscă să se aleagă ei. Aflăm astăzi în emisiune. Cei trei deținuți fugari au reușit să scape din închisoare după ce au deteriorat gratiile de la fereastra din baie. Totul s-ar fi întâmplat aproximativ la ora 21, în data de 4 mai. Cel puțin aceasta este versiunea pe care au comunicat-o responsabilii de la penitenciar despre modul în care au evadat tinerii. Să fi fost minorii atât de ageri încât au reușit să-i păcălească pe gardieni? Sau să fi profitat ei de paza necorespunzătoare? La aceste întrebări încercăm să găsim răspuns în scurt timp, dar mai întâi să-i cunoaștem pe tinerii care au pus pe jar poliția moldovenească timp de două zile. Unul dintre băieții care au evadat din pușcărie este Ion. Băiatul a ajuns în penitenciarul numărul 10 de la Goian în urmă cu 5 luni. Din dosarul penal al tânărului aflăm că el a comis mai multe infracțiuni în raioanele Orhei, Călăraș și Anenii Noi. Cum a ajuns Ion să fie judecat de la o vârstă atât de fragedă? Și cine i-ar fi oferit educație? De la centrul de plasament unde a crescut tânărul aflăm că el nu ar fi avut parte de o familie ca toate celelalte. Pe tatăl său, adolescentul nu l-a cunoscut niciodată, iar mama ar fi dispărut pe când acesta avea doar 10 ani. Exact de atunci, din anul 2013, tânărul a rămas în grija autorităților, așa că, din acel moment, băiatul a ajuns la centrul de plasament de la Peresecena. Ca să fiu sinceră, practic nimic nu vorbeam. Nu vroia să comunici cu nimeni. Foarte greu să conforma regimului intern al centrului. Chiar și atunci a abandonat centrul de câteva ori, a fost reîntors de inspectoratul de poliție. Despre părinții băiatului, șefa centrului în care s-a aflat Ion zice că știe puține detalii. Ludmila Dominte povestește că în ultimii 7 ani mama băiatului ar fi pășit pragul instituției doar o singură dată. O singură dată l-a vizitat, cât a fost în cadrul centrului, o singură vizită. Da, așa a fost de scurtă durată, așa rece, aș spune, și cu promisiuni. Tatăl nu este, nu-l cunoaștem. Mama a fost decăzută de drepturile părintești. Directoarea centrului povestește că Ion ar fi ales viața de stradă și comportamentul agresiv după ce, timp de 4 ani, tânărul ar fi schimbat cel puțin 3 familii ale asistenților parentali profesioniști. Întors definitiv înapoi, în anul 2019, Ludmila Dominte spune că băiatul era de nerecunoscut. Furturile din casele apropiate și a mașinilor străine erau principala ocupație a minorului, își amintește femeia. Primul furt de automobil a fost împreună cu alt beneficiar, tot din cadrul centrului. Din discuțiile chiar care le-am avut cu minorul, spune că l-a învățat prietenul său, mai mare. Niciodată n-a învățat șoferia. Furau mașina, se așezau la volan și el se învăța să meargă la volan. Mașinile erau chiar luate din alte raioane și se deplasau cu ele din, așa să zic, de la Cahul până la Florești.
Femeia spune că îi este greu să accepte soarta pe care a ales-o tânărul, dar în același timp îi înțelege durerea pe care o poartă în el. Atunci când a auzit la televizor că Ion ar mai fi furat o mașină, ea ar fi înțeles îndată spre ce poartă s-ar putea îndrepta băiatul. Niciodată nu vorbea despre mama. Măcar că când a săvârșit un furt cu mașina furată, a plecat la mama lui. Se arăta că el are mașină. Da, și a spus că este mașina lui. Jocurile periculoase în care s-a implicat Ion într-un final l-au dus în pușcărie. Pentru toate furturile de automobile și spargerile de locuință pe care le-a făcut minorul, judecătorii l-au condamnat la 1 an și 4 luni de pușcărie. Nici la închisoare adolescentul nu s-ar fi cumințit. Ion a evadat cu 4 zile înainte de a sărbători ziua de naștere. Atât el cât și amicul său Gheorghe, alături de care s-a pornit în această aventură riscantă, urmau să atingă majoratul la data de 8 mai. Ultima zi, când mi s-a făcut buletinul de identitate, chiar atunci aș fost luat în arest. Și clar, undeva nu m-am simțit bine. Chiar aș dori să comunic cu el și cred că aș încerca să comunic. Poate că să vedem care este problema. Poate că putem să-i fim de ajutor. Specialista în psihologia deținuților a analizat cazul celor 3 minori evadați din penitenciar. Experta susține că abandonul părinților și respingerea din partea asistenților parentali au format comportamentul antisocial al lui Ion. Toți au nevoie de sprijin, de căldură, de o anumită grijă pe care nu au avut-o. Și, bine, unii din ei, hai să spunem așa, pot dezvolta tulburări antisociale. Tatăl este cel care pune limite de multe ori, da? Pune restricții, interdicții și la fel este un model de comportament. De aceea, faptul că el nu a existat e la fel un minus. Chiar și așa, atașamentul lui Ion față de mama lui ar putea fi o salvare, spune specialista. Eu văd și un aspect pe care pot să-l motivez pe acest copil, pentru că, pe final, mama pentru el contează. Ce va spune mama sau, pentru că nu degeaba a zis, s-a dus acasă să-i arăte mamei ce are el și că e a lui și cu ce a făcut ceva. Nu este 100% unul infracțional. Deci ceea ce depinde este să se găsească un om care să-l motiveze și să fie un model pentru el. Mi-au sunat de la inspectoratul de poliție Criuleni. Automobil la mâneță a plăcute. De la ora 9 seara și pe tot parcursul nopții, căutările polițiștilor nu le-ar fi adus rezultate. Doar spre dimineața, aceștia au avut primele indicii, pe care le-am aflat și noi. Minorii evadați din pușcărie ar fi fost văzuți deplasându-se într-un Volkswagen Touran, care iar aparține lui Mihai Soltanici din satul Ieșnovăț. La ora 5 dimineața, un apel al poliției l-a trezit pe bărbat. Aud, deschid perdelele, poarta deschisă în mașina lui, lumină ca ziua. Cum anume ar fi furat cei 3 copii mașina bărbatului și unde au reușit aceștia să ajungă cu ea, vom cunoaște mai târziu. Acum vom încerca să aflăm ce alte isprăvi ar fi făcut minorii în prima noapte de după evadarea în satul Ișnoveț. Locuitorii de aici spun că ar fi auzit primele semne că cineva străin s-ar afla aici în data după miezul nopții. Avem acolo la vale 2 câini, care ei înseamnă cu o auzit și a început alătra că este cineva. Dacă ne-am deplasat pe traseele naționale de la penitenciarul numărul 10 din Goian până în satul Ieșnovăț, am parcurge aproximativ 35 de kilometri. Dar dacă am merge la nord, prin masivuri pe scurtătură, distanța se micșorează aproape de 2 ori. Anume așa, se presupune că ar fi ajuns tinerii în Ieșnovăț. Ei n-a ajunit pe traseu, că deja ei erau dați în căutare. Eu, Sara, am încuiat poarta. Așa. Am încuiat și dinspre dimineață când mă uit, poarta e deschisă. Cum deschisă? E ca aici, Ian, e ca așa cum o vedeți acum. Femeia este convinsă că băieții au ajuns în Ișnovăț pe jos, prin câmpii, dealuri și râpi. Mai mult, ea susține că tinerii au pătruns în gospodăria ei. În noaptea în care aceștia au evadat de pe pragul casei sale, au dispărut 2 perechi de încălțăminte, spune localnica. Gândesc că ei s-au pornit pe râpă.
Asta e la noi și răpuși. Ei au venit pe marginea satului, s-au coborât și au venit pe aici pe răpuși. Crasofșile lor erau pline de țărnă, de cum au mers pe o râpă, Pe jos, credeți că pe jos, eu mă gândesc pe jos, când au venit cu un transport. Două perechi de încălțăminte mi le-au luat. Două perechi de crasofși. O pereche care s-au umblat pe la serviciu așa, și o pereche nouă, că e ca și de când le-am dat la dosc. A doua zi, peste drum de casa sa, locuitoarea din Ișnovâț a descoperit urme lăsate de cei trei deținuți fugari. Ea a găsit alte două perechi de adidași bărbătești, ce e drept plin de noroi. Acolo ea încă se vede urmă cum s-a așezat la întuneric, pentru că lampa bate drept în ogradă. Aici, Ian, eu ieri am văzut că aici o pereche din încălțăminte erau, că i-o luat pe a noștri. Și aici s-a schimbat, că aici erau perechi negri. Și aici, uitați, pe calocul încă e, vedeți? Și eu aruncat acolo pereche albaștru cu galben. O altă localnică din Ișnovăț ne-a povestit că în acea seară minorii evadați ar fi dat buzna și în gospodăria ei. Poarta încoiată, dar asta e încă s-o deschisă. Ei au sărit gardul și înapoi ieșit poartă, că noi avem zăvor care nu-l pot scoate, prin partea asta nu-l pot scoate. Potrivit femeii, cei trei minori i-ar fi spart automobilul. Ea spune că seara a lăsat mașina încuiată. A doua zi însă a găsit automobilul cu portierele larg deschise. Iar în salonul mașinii toate lucrurile erau răvășite. Ei mașina, au fost ținta mașină. Dar noi dimineața când ne-am sculat, cheia în casă, actele în casă, dar mașina tot împrăștiet. Tot ce era în talpile în sus. Noi am încuiat mașina, luat cheia în casă și dimineața am găsit-o și deschisă vreoaște și toată mașina răscolită. Ce a dispărut din mașină? Numai din carcat telefonul pentru muzică. Un aux, cum îi spunem. Pe o stradă alăturată locuiește și Mihai Soltaniș, de 65 de ani. Bărbatul își amintește că la 5 mai, la ora 5 dimineața, un apel insistent l-a trezit din somn. M-am speriat, ce mă sună așa dimineața, ceva parcă n-a avut nimic. Bărbatul spune că s-a alarmat și mai mult când a înțeles că apelul era de la poliție. Automobil la mâine se află în curte. Zic, da, în curte. Nici pentru că nu mi-a dat în cap. Uitați-vă părând dacă este automobil cu perdelele, poarta deschisă, mașina nu ilumină ca ziua. Mai mult, bărbatul spune că polițiștii în acea clipă l-au anunțat că hoții automobilului sunt minorii care au evadat din penitenciarul de la Goian. Mi-au spus, am pe urmă, mi-au spus că au evadat trei minori de la penitenciar. Și eu atunci mi-am dat seama. Mi-au spus că eu au fost fugăriți de Inspectoratul Național de Patrulare. Bărbatul recunoaște că anume nepăsarea lui din acea seară l-a făcut momeală ușoară pentru hoți. Poarta curții era discuiată, iar cheile se aflau în mașină. Era încuiată mașina sau nu? Nu era încuiată. Nu, dar ce importanță, în curte se află. În noaptea furtului, stăpânul automobilului era de unul singur acasă. Toată ziua, bărbatul a fost plecat cu mașina la Chișinău. Ajuns seara obosit acasă, Mihai povestește că s-ar fi culcat de vreme și nu a auzit niciun sunet în acea noapte. Fiindcă m-am sculat atunci când erau ei în curte. Bărbatul recunoaște chiar dacă în acea noapte ar fi dat ochii cu infractorii, el nu i-ar fi oprit din cale. Tot ce ar fi putut face e să anunțe poliția, povestește bărbatul. Mașina nu costă decât viața. Cei trei infractori ar fi folosit mașina bărbatului doar o singură zi. Spre seara de 5 mai, copiii au abandonat automobilul. De vină ar fi un mic accident pe care aceștia l-au comis, spune Mihai. A fost pălită de ceva de obiectare. Și dați vezi, e pălită aici. De către ce discul. Și s-a dat drumul. Mihai spune că nu va lăsa baltă această situație și că pagubile trebuie restituite de cineva. Doar că, la moment, el nu știe cine poartă vina. Copiii cred că banii nu au, părinții poate și nu au, dar cineva trebuie să răspundă. Dar în cazul de față, cred că Ministerul Justiției trebuie să răspundă, că n-au avut grijă de copii. Atâta. În timp ce toată țara ar fi fost pe urmele dispăruților, iar oamenii legii încercau să afle încotro se îndreaptă mașina furată, pe internet a mai apărut o știre. Pe rețelele sociale se vehicula că minorii ar fi ajuns în satul de Baștine a celui mai periculos infractor din toți cei trei. Pe ce dosare ar fi ajuns acesta să fie învinuit și câți ani trebuie să stea după gradii pentru faptele comise, aflăm acum.
Gheorghe este din Cobusca Veche, raionul Anenii Noi. Tânărul a crescut cu mama sa și tatăl vitreg. Mama lui Gheorghe povestește că, încă de mic, el a fost un copil dificil. Atunci când Gheorghe a împlinit 12 ani, comportamentul lui devenea din ce în ce mai complicat. Femeia își amintește că mai des își găsea copilul hoinărind prin sat decât la școală. De două ori de-a l-a lăsat al în clasa 6-a, l-a lăsat al... și el... Purumci, dar nu m-am mai duc la școală, așa e la băieți care de seama mea mai mari, l-a lăsat clasa, fiindcă el nu frecventa. El trimitem la școală, îl îmbrăcam să duc la școală, el se duce la școală, duce geanta în clasă, o pune în scaun și duce cum vinerea și o lua de acolo. Se duce tătă zi, o juca fotbol, umbla drumurile. Mama lui Gheorghe se plânge că directorul școlii și polițistul din localitate au mustrat-o de mai multe ori, iar din motiv că fiul ei nu-și schimba comportamentul, a achitat mai multe amenzi. Suna de la poliție și îmi spunea că băietul nu vine la școală, că probleme avem. Mami, îmi dau. La 15 ani, Gheorghe a ajuns pe banca acuzaților. Procurorii l-au învinuit de crime grave. Din dosarul penal al tânărului, aflăm că băiatul împreună cu un amic din localitate a intrat în casa unei bătrâne de 91 de ani. Tinerii ar fi rănit femeia cu un cuțit, ar fi încercat să o sufoce cu o pernă, ar fi jefuit-o, după care ar fi violat-o. Fășea el multe nebunii. La dânsul așa era în sânge, să ridic, să furi, să iei, să intri în ogre la oameni, în bordei, în casă, din copil. Ar putea fi și o problemă de, hai să spunem așa, de înțelegere a ce înseamnă masculinitate. Da? Vorbim aici și de infracțiunea pe care a comis-o. Dar faptul că ei sunt toți la vârsta de adolescență ne oferă posibilitatea să schimbăm comportamentul infracțional. Sentința lui Gheorghe a fost dură. Judecătorii l-au condamnat pe băiat la 10 ani de închisoare. Mama lui recunoaște că fiul său obișnuia să fure de prin gospodăriile oamenilor din sat. Până astăzi, ea refuză să creadă că feciorul ei ar putea fi în stare să-și bată joc de o femeie. Mai mult, Olesea Rusu este convinsă că fiul ei își ispășește pedeapsa pe nedrept. Ei, aici cu violul a fost... Da, chicat băiatul. Da. Nu a fost corect. Dar așa a chicat. Că toată lumea spune că uite 10 ani și așa, cred că mai puțin el a fost cel cu ideea de a fugi. Mama și bunica celui de-al treilea minor au decis la fel să spargă tăcerea. Ce vor povesti ele despre viața băiatului de dinaintea pușcăriei și de ce le este greu să-și ierte nepotul și fiul, vom auzi de la cele două femei mai târziu. Acum să aflăm cum au reacționat locuitorii satului de Baștina a lui Gheorghe odată ce au aflat de la știri că tinerii s-ar afla la ei în localitate. Să înțelegi că ne-a spărit, că dacă ei o mai furat, o mai ușit, o mai ce... Și-ați cu furca în casă. Locuitorii din Cobusca Veche povestesc că s-au îngrozit când au auzit despre evadarea consăteanului lor. Sătenii spun că tânărul le-a dat multe bătăi de cap. Mulți dintre locuitorii pe care i-am întâlnit au recunoscut că au devenit victimele ispravelor lui Gheorghe. Ce mai bandit? Dacă el cât o făcut în satul să mă tingă, nu-i casul, nu-i furat. Dacă nu din casă, din o gradă, dacă nu din păsări, fii, nimerie, tot prea. Până vine una ta și în casă, mi-a luat și șerii și bani și găini și în bordei, s-a dus. El e periculos, din ușor, și poate să-i... și de lui în cap să facă. Deși în presă a apărut informația că locuitorii din Cobusca Veche l-ar fi observat pe Gheorghe în sat, niciun consătean care a discutat cu echipa noastră de filmare nu ne-a confirmat zvonurile. Iar băiatul nu a fost de fel nu a fost. Această versiune o confirmă și faptul că în timpul în care pe Gheorghe l-ar fi văzut cineva la Cobusca Veche din raionul Anenii Noi, minorii evadați din închisoare ar fi furat mașina din Ișnovăț, din raionul Creuleni. Distanța dintre aceste două localități este de 55 de kilometri. Fugarilor le-ar fi fost complicat să reușească să ajungă acolo, mai ales că din spusele mamei lui Gheorghe, tot satul era plin de polițiști. Următoarea informație pe care au aflat-o jurnaliștii este că băieții au abandonat mașina pe o stradă din Orhei și au răpit alta. De această dată, condamnații de 17 ani au ajuns la volanul unui Opel Astra. În curând vom afla detalii despre locul și ora la care tinerii și-au schimbat mașina.
Cei trei deținuți fugari au abandonat automobilul lui Mihai Soltanici din Ișnovăț pe o stradă din orașul Orhei. De acolo, tinerii ar fi ajuns cu o mașină de ocazie în satul Pohărniceni. Anume de acolo, ei au furat cel de-al doilea automobil, un Opel Astra de culoare albastră. De această dată, tinerii au intrat în curtea lui Andrei și Nadejda Marițoi. Am prăjit cum la satele și de la Criuleni acolo, cum a intrat la omul și la o gradă și el nu știe că mașina, zici că când colo, dar noi noaptea asta și noi nici sunt în plază. Era trecut de miezul nopții când Nadejda Marițoi a observat că porțile de la gospodărie ei sunt larg deschise, iar mașina lipsește din curte. Mă duc, să mă iertați, mă duc la liceu, zic, dar la mine ia ca fereastra asta, ia care se vede la cuvnic. Și când mă duc la liceu, mă uit porțile deschise în părți. Mașina lui Serioja, ia ca până în copac acolo sta, nu-i. Nadejda spune că nu și-a dat seama de la început că automobilul a ajuns pe mâna hoților. Femeia bănuia că ginerile ei a ieșit cu mașina și a uitat să închidă porțile. O sun Clenuța, dar sună pe telefon, că e doarme în casă. Zic, Clenuță, unde a mai ieșit Serioja, că a lăsat porțile deschise, deci și cu mata mamă. Deci Serioja e lângă mine, doarme. Când și-au dat seama ce s-a întâmplat, soții Marițoi s-au grăbit să sune la urgență. În doar câteva minute, trei echipaje de poliție s-au apropiat de casa lor. Au sunat la poliție și au fost poliție. Dar au venit repede, au venit poliția. Și nu numai unul, dar au fost vă trei echipe. Nadejda spune că este pentru prima dată când i se întâmplă așa ceva. Femeia zice că nu avea dușmani în sat, de aceea ginerile ei nu obișnuia să încuie automobilul. Mai mult, proprietarul a lăsat înăuntru cheile, actele și portofelul cu 2000 de lei. Nu mi-a furat nimeni o sapă măcar din o gradă, n-avem cu nimeni nici în sat. Nadejda și Andrei Marițoi bănuiesc că tinerii au împins mașina din curte și au pornit motorul abia la câțiva metri de la gospodăria lor. Ei spun că după urmele lăsate de automobil se observă că cei trei fugari s-au îndepărtat în direcția Orheiului. Când mă uit rapid și ea, iarba, cum a mers mașina, iarba culcată încolo, cum a mers mașina. Nu s-a dus prin sat pe altă parte, dar pe și așa. Cât timp minorii s-au plimbat cu cea de-a doua mașină răpită? Ce s-a întâmplat cu automobilul? Unde s-ar fi ascuns cei trei deținuți fugari și de ce rudele evadaților cred că minorii nu au avut de ales și au fugit? Gardurile cât lumea de mari, nu i-a atins nici o sârmă de așa ei, absolut nica. Cum i-au putut? Lor le-au căutat toți polițiștii din țară. Gheorghe, Cătălin și Ion, trei minori de 17 ani. Ei sunt deținuții care au fugit din pușcăria de la Goian. Schiperdelele, poarta deschisă, mașina nu e lumină ca ziua, nu nimic. La o zi jumătate de la evadare, polițiștii încă nu i-au găsit pe pușcăria și fugari. În schimb a apărut anunțul că ei au mai furat un automobil. Și când colo, dar noi noaptea asta și noi nici sunt în plază. Bine că m-am sculat atunci când erau ei în curte. Furau mașină, se așezau la volan și iar să meargă la volan. La dânsul așa era în sânge, să furi, să iei, să intri un greu la oameni. Cât timp minorii s-au plimbat cu cea de-a doua mașină răpită? Ce s-a întâmplat cu automobilul? Unde s-ar fi ascuns cei trei deținuți fugari și de ce rudele evadaților cred că minorii nu au avut de ales și au fugit? Vă spunem în curând! La 20 de kilometri de Chișinău, în satul Goian, este situat penitenciarul numărul 10. Aici se află singura închisoare din țara noastră destinată minorilor. Datele din aprilie 2021 arată că după gratii și spășesc pedeapsa 35 de băieți și o singură fată. Printre aceștia, 31 de copii sunt recidiviști, iar 10 minori au condamnări mai mari de 5 ani de detenție. Ca închisoare destinată exclusiv copiilor, instituția a fost fondată abia în anul 2013. Doar că în doar 8 ani, această pușcărie a devenit subiecta unui lanț de știri. Mai mulți copii aflați în detenție au reușit să evadeze, iar unii dintre ei au săvârșit răscoale. Din spusele oamenilor care locuiesc în preajmă, vecinătatea cu această instituție le face viața insuportabilă.
Dar trebuie să-l amțar, ne scotea afară și răcneau, țăpau. Strigă-te, da, să mai întâmplă, că să mai aud, da, ei țăpă între dâns și acolo. În toamna anului 2015, 12 copii izolați în penitenciarul Goian s-ar fi declarat supărați că nu li se permite să fumeze și au organizat o adevărată răscoală. Atunci ei ar fi distrus mai multe bunuri ale instituției de detenție și le-au dat foc. Cum se zice așa? E frică cum ne da. Poarta o leagă, că dacă nu s-a casă eu, nu intri prin casă, să fă râmis. Știți cum când rămâni soția acasă singur? 3 ani mai târziu, alți 4 deținuți minori ar fi atacat un gardian. În urma răfuielii, angajatul penitenciarului ar fi ajuns la spital. Cazul celor 3 evadați acum o săptămână nu este nici el unicul. În mai 2015, alți 3 minori cu vârsta între 15 și 17 ani au reușit să evadeze din această închisoare. La 4 zile după ieșirea lor la libertate, cei 3 au fost aduși din nou după gratii. Au mai fost vreo câteva ani în urmă tot cu evadat, da? Crepijorii prind. La 2 ani după acel caz a avut loc și cea de-a 2-a evadare. Un tânăr de 23 de ani care era implicat în construcția penitenciarului a reușit de unul singur să fugă. Libertatea acestuia a durat doar 2 zile. Normal că m-a speriat. Nu, dacă o spus că stau și pentru viol și pentru orși, adică mai ales eu sunt lângă cimitir și normal că te sperie. Aici nu trăiește nimic acolo, nu trăiește încă nimic. Soțul tău ziua la lucru, vine seara târziu și normal că te sperie. La fel ca și în celelalte cazuri, acum 2 ani, un alt tânăr de 17 ani a reușit să se afle la libertate mai multe zile la rând. Asta după ce noaptea acesta a părăsit pușcăria pe furiș. Am discutat cu un specialist din sistemul penitenciarilor care a lucrat timp de mai mulți ani cu deținuții, inclusiv minori. Experta susține că dorința de evadare pe care o au condamnații este o stare firească. Instinctual, orice om vrea să fie liber. Fie copil, fie matur, atunci când se află într-un mediu închis, deja începe a avea niște emoții și niște retrăiri pentru că el se află închis și are dorința, ședința, cu siguranță, de a-și recăpăta libertatea. Și atunci, iată, aici este vorba despre intervenția specialiștilor ca să-i ajute să se isprăvească. Eu nu-i judec, nici într-un caz negativ. Eu în continuare gândesc și cred că ăsta sunt niște victime a unor consecințe. Experta susține că la ora 9 seara, timpul în care au evadat minorii, probabil ar fi fost un număr redus de supraveghetori. Respectiv, băieții ar fi profitat de această situație. Din cât știu eu, unicul penitenciar pentru minori care este în țara noastră, el este în sistem de celule, și fiecare copil are locul lui de trai. Sunt plasați câte 2 până la 4, nu mai mult. Ei au posibilități foarte multe să comunice. Geamurile au niște standarde. Nu cred că geamul ăsta prin care au evadat acest copil este un geam foarte mic unde nu poate să încapă un om, ipotetic vorbind. Eu nu cred ipotetic și nu pot să admit că copiii au tăiat gratile. Ca să tai gratii, trebuie să ai un echipament special. Posibil și de la ploaie, s-a măcinat tencuiala. Și atunci a fost foarte ușor să împingi gratii. Mai mult, specialista spune că penitenciarul este dotat cu sisteme de securitate, iar momentul evadării ar fi fost înregistrat de camerele de supraveghere. Camerele pot să fie oriunde, dar capacitatea de a interveni, pentru că aici este vorba despre capacitatea de a interveni fizic. Și atunci, ok, vede supraveghetorul sau cine se află, operatorul, nu știu, și chiar dacă l-a urmărit, persoana e la monitor, da? Anunță. Persoana care e responsabil până s-a deplasat la locul faptei sau cumva s-a gândit să le vin, ei deja au... s-a produs chestia asta. Eu sunt sigur că cei din sistemul penitenciar au văzut, au încercat să intervină, doar că nu s-a reușit.
Cel mai mic dintre deținuții fugari este Cătălin. Băiatul a împlinit 17 ani în februarie. În urmă cu un an și 3 luni, judecătorii l-au condamnat la 2 ani și 7 luni de închisoare. În dosarul penal în baza căruia minorul și-a primit sentința, sunt indicate peste 20 de furturi, printre care spargeri de locuințe, magazine și automobile. Da, el a greșit în viața lui. Pentru ce a făcut el, era faci pedeapsă. Cel de-al treilea e un tip interesant. Și trebuie să aflăm dacă chiar îi place să săvârșească acest gen de infracțiuni. Dacă îi aduce plăcerea, anume această senzație de drive, da? Asta aș încerca să aflu de la el. Până ajunge după gratii, Cătălin locuia împreună cu mama, bunica și cei doi frați ai săi în orașul Ungheni. Tatălui a plecat din familie cu puțin timp înainte ca el să se nască. Sunt în eu, ea, în tâți ani în care o... El numai odată, eu cumpărat un costum sportiv, niște chete, poate așa banii mei dăde dacă sunt în eu de când în când. Dar nici fiica mea n-a apreciat, pentru că el avea altă familie, de amul și avea alți copii și... Bunica lui Cătălin povestește că, de mic, el a fost un copil cu minte și un elev exemplar. Totul s-a schimbat când băiatul a trecut în clasa a 5-a, spune ea. Clasa a 4-a, foarte bine învățat, până într-a 4-a. Dintr-a 4-a, a început cu prieteni răi. Știi cum ți-ar spune? Spune și prietenul tău, că spui și ești tu. Minorul petrecea mult timp în compania unor băieți mai mari ca el, care îl influențau negativ. Bunica adolescentului povestește că el era un copil naiv, iar prietenii lui îl manipulau ușor. Fă Cătălin asta, Cătălin fă și... Apropiații tânărului povestesc că minorul nu a dus lipsă de nimic și avea tot ce își dorea. Totuși, împreună cu prietenii săi mai mari, Cătălin a început să fure. Ca un copil prost, care e frigiderul pastaiana. Plin, el tăti și ele au avut, tăti și ele, nu dormi pe prăjini, și pe aia din 1400, la dormitor mare, Cătălin. Au vrut telefon, au vrut DVD, și au vrut că atât tremul, numai eu știu cât cheltuiele am făcut, că ești și băiet, rând câtăți băieță. Cătălin a învățat până în clasa 8-a. Când a ajuns după gratii, el a studiat profesia de frizer și cizmar. Am învățat până în 8-a și de acum învață acolo. Da, cu el și învață, el și profesie. Rudele lui Cătălin spun că tânărul, după ce a ajuns în penitenciar, a conștientizat că a greșit. Bunica lui zice că el regreta enorm faptele săvârșite. Tânărul visa să înceapă o viață nouă și să plece peste hotare pentru a-și câștiga cinstit banii. Bunica, când mi-aduc aminte cum matale mă pune să lucrez și o fuge, o să amin tăiat să ridic, tăiat pe mine să ridic, cât de prost am fost eu. Tot mi-e ferea și regreta, tăiat raz, bunică, iartă-mă. De obicei ajung în detenție nu doar copii din familii vulnerabile, cum eram noi deprinși să credem până la o anumită perioadă. Când detenție ajung și copii din familii care material stau mai bine, dar ajung din lipsa părinților. Fie că părinții sunt plecați peste hotare, fie că părinții se preocupă de asigurarea materială a familiei, a copiilor. Ajung în detenție copii care au trecut experiența asta infracțională foarte, foarte devreme și unul din părinți sau cel puțin un membru al familiei lor a avut probleme cu legea sau chiar s-a aflat în detenție. Și copilul nu neapărat își dorește să preia această soartă sau acest destin, dar nu știu cum împrejurările determină ca el să fie impus să ajungă unde ajunge. O întrebare esențială rămâne deschisă. Ce i-a motivat pe adolescent să evadeze din penitenciar? E dorința nemărginită de libertate? Presiunea? Spiritul aventurier? În curând vom afla versiunea rudelor deținuților fugari, dar și a specialiștilor din sistemul penitenciarelor despre motivul din care minorii condamnați au evadat. Cu a doua mașină răpită, deținuții fugari s-au deplasat la nord. Mai exact, ei au ajuns în raionul Rezina. Care a fost destinația lor finală și cu cine s-au întâlnit ei cu puțin timp înainte ca să ajungă din nou în cătușe, aflăm acum. Călătoria celor trei tineri care au evadat din penitenciarul de la Goian a sfârșit anume aici, în satul Saharna Nouă de la Rezina.
Tinerii au ajuns aici cu ajutorul celui de-al doilea automobil pe care l-au furat din satul Pohărniceni, au parcurs aproximativ 55 de kilometri și s-au oprit în acest loc. Cel mai probabil tinerii s-au împotmolit în noroi. Vedem că adâncimea gropilor depășește 15 cm, ceea ce i-a împiedicat pe minori să-și continue drumul. Deși minorii au încercat prin diverse metode să urnească automobilul din loc, nu le-a reușit. Ei au abandonat mașina și au mers pe jos încă aproximativ 5 km până în satul Buciușca. Oamenii din Buciușca spun că i-au văzut pe deținuții fugari. Ei au făcut un popas în foișorul din centrul satului, pe malul râului Nistru. Mâncau. Mașina n-aveau. Ei vreau de-au venit pe jos. Mai mult, bărbatul spune că acei trei minori ar fi stat la masă cu unul dintre localnici. Știi băutură acolo? Așa de vin. Vin, pivă, nu știu. Bărbatul care a discutat cu tinerii ne-a zis că s-a întâlnit cu minorii evadați din penitenciar în jurul orei 16:30, în data de 6 mai. El spune că nici pentru o clipă nu i-a trecut prin minte că băieții ar fi căutați de poliție. Da, i-am văzut. Erau la trap, erau. O bisetă la din centru. Nu credeam că sunt la râbalcă, să venită, să mai uite, să... Așa. Dar ei cu măscăriți de... de nămol, cum au fugit, credeam așa și grăiu. Eu credeam că sunt la râbalcă, că eu mi-a întrebat. Dar eu zic că să cu o mașină sunt la lagăr în Saharna din vale, s-au nămolit. Dar cum ați venit în coașe? Scătăm un tractor să scoată. O altă locuitoare zice că minorii au venit la poarta ei. Femeia este vânzătoare la magazinul din sat. Ea spune că băieții au rugat-o să le vândă țigări. Unul ea că a fost la mine și ea a vrut la magazin și i-a spus că la ora 5 deschid, că nu era vreme. De la locuitorii din Buciușca am aflat că peste o oră după ce tinerii au ajuns în sat, au apărut și polițiștii. Mai întâi, oamenii legii i-au reținut pe Ion și Cătălin din centrul satului, de la masa unde ei se odihneau. S-au plecat mai mult și i-ați văzut, nu i-ați văzut. Pe doi i-au prins. Unde? Acolo în centru. Acolo stăteau la căsuță și poliția, eu s-au s-o lângă dânsă și i-au luat pe cei duși. Pe Gheorghe, al treilea deținut fugar, polițiștii l-au găsit peste câteva ore. Băiatul a reușit să fugă spre stâncile din apropierea satului. Ei l-au reținut în pădurea dinspre Țipova. Pe unul a fugit, a zis că a fugit în coașii și pe râpă. Iar pe teritoriul și le-au fost omblate. Oamenii și s-au dus până spre, la Țipova, că după stinca și aia în parte și ei Țipova. Aha. Nu știu, unul l-a prins, dar o zic că l-a prins. În aceeași zi, oamenii legii au găsit și cea de-a doua mașină abandonată. Proprietarul automobilului ne-a spus că băieții au lăsat Opelul defect, l-au încuiat și au aruncat cheia în Nistru. Iar pentru a scoate autovehiculul din noroi, a fost nevoie de un evacuator. O băgat în nemozul, până o ars de pliegă și o buxit până... Nu mai putut scoate mașina. Din comunicatul de presă al polițiștilor am aflat că minorii intenționau să ajungă în partea stângă a Nistrului, în regiunea transnistreană. Specialista din sistemul penitenciarelor are o altă versiune. Ea susține că acești trei minori s-ar fi avântat în această aventură fără a avea un scop final. Cel puțin eu cred că ei nu au avut din start scopul ăsta, reieșind că ei s-au primblat, au furat o mașină, s-au primblat nu știu pe unde, pe urmă au abandonat mașina aceea, s-au mai primblat. Dacă aveau scopul determinat să fugă, spre exemplu, să treacă Nistru, ei din start se deplasau doar în direcția aceea. Acum să aflăm de ce rudele fugarilor cred că evadarea a fost unica scăpare a lor și ce detalii le-au povestit ei despre viața de după gratii. Apropiații lui Cătălin spun că nu au știut ceva despre planul de evadare. Ei povestesc că au aflat despre isprava tânărului de la polițiștii care le-au înconjurat casa. Mai mult, ei spun că băiatul nu i-a vizitat și nici nu au încercat să ia legătura cu ei. Noi la Cătălin niciodată nu ne-am gândit ca să ceva pas fac. Așa doi, da. Nu cred că toți trei au avut ideea de a evada. Cred că a fost o idee a cuiva din ei. Cu siguranță a fost cineva care și-a dorit mai mult și care cumva i-a convins și pe ceilalți. Ar fi bine să analizăm dacă a fost gândit cu câteva zile mai devreme sau dacă s-a așteptat o anumită gardă. Și atunci aș analiza
în ce gardă băieții sunt mai relaxați. Vestea a fost pe cât de șocantă, pe atât de neașteptată pentru rudele băiatului. Bunica lui Cătălin spune că nepotul ei urma să fie eliberat peste doar 4 luni. Dar mă, că el a fugit, că eu mi-a rămas 4 luni și nepoata mea trebuie să duc la dâns cu toate bunurile. Și mă, mică, și mai repede vreau să fie anișoară. Anume din acest motiv, apropiații tânărului cred că băiatul a fost influențat de ceilalți doi deținuți să-i evadeze. O altă versiune a rudelor este că cei 3 tineri au fost luați de unul dintre angajații penitenciarului la muncă, de unde ei au și fugit. Gardurile cât lumea de mari, nu i-a atins nici o sârmă de așa, ei absolut nica. Cum i-au putut? I-au fost luați, așa am auzit eu, luați, că cum un lucrător de acolo i-a luat să muncească la dânșii. Nu poate să fie așa ceva. Și lucrul ăsta este absolut exclus. Interpretarea cuiva despre situații așa, eu, pentru mine este și pare ridicol. Reieșind dintre aceea că noi vorbim acum despre o instituție penitenciară. Nu cred că vreodată, într-o instituție oricare penitenciară, făcând excludere de la această instituție, de la Goian, da, cineva din angajați ar fi putut lua deținuți ca să lucreze la el acasă și după asta declară că nu poate să fie lucrul ăsta. Asta cu siguranță sunt niște lucruri inventate, exagerate și așa mai departe. Nu poate nicio persoană să iasă dintr-o instituție penitenciară neautorizat. Dar nu poate să meargă nimeni la o așa. Foarte bine lumea își dă seama că să scoți neautorizat o persoană dintr-o instituție penitenciară, asta e o încălcare foarte gravă. Asta e o încălcare care e pasibilă de răspundere penală. Nu poate să fie. Mama și bunica lui Cătălin sunt indignate de presupusa lipsă de responsabilitate și securitate de la penitenciarul de la Goian. Ele spun că tinerilor li se permitea prea multe în închisoare. Dar eu vreau să văd unde a fost paza. Dar și fel de penitenciar, dacă lor la minorile de voi cu țigări. Ei făceau brașcă, bieu și sâmbătau acolo. Doar asta mi-a scris pe telefon, cum Cătălin îmi povestea. Reieșind din toate cunoștințele care eu le cunosc cu această, sau tangența cu care am avut eu cu această instituție, pentru că deja de mai mult timp nu am, nu poate să fie vorba despre alcool și țigări în penitenciarul pentru copii. Oricăror persoane le este interzis fumatul până la 18 ani. La magazin nimeni nu poate cumpăra țigări până la 18 ani. Exact asta se întâmplă și la o instituție de stat, custodiată de stat. Nu au acces persoanele până la 18 ani la țigări. Asta e situația. Mama lui Gheorghe ne-a povestit că a vorbit cu băiatul ei cu 2 săptămâni înainte ca el să evadeze. Femeia zice că și-a văzut copilul la sfârșitul lunii aprilie, atunci când i-a dus un colet. Când am dus eu geanta, atunci l-a adus-l pe dânsul să iei din afară era, de el din untru, să iei pachetul. Uh-huh. Atunci numai pe o ferestruică așa numai l-am zărit. Ca copilul doar de părinți și cu curs lăcrimi. Olesia Rusu mărturisește că de când Gheorghe a ajuns după gratii, s-a străduit ca nici acolo odraslii sale să nu-i lipsească nimic. I-am spus, Gicu, că n-ai să prinești, dar mă o geanta. Hai să-mi spui ce-ai primit, că eu i-am cumpărat, de la îmbrăcat, tot nou i-am cumpărat. Că mâniță lui și i-am dus haine nouă, geantă ca aproape de Paște. Femeia spune că a aflat de evadarea fiului de pe rețelele de socializare. Olesia zice că nu i-a venit a crede și că a sperat să fie doar o neclaritate. Stând așa, sunt pe Facebook, mă mai uit pe lente și... M-am văzut acolo, dar fotografiile lor la băieții ăștia cu dispărut, zic, poate e ceva încurcătură, am șeptat plânge. Deși femeia din Răsputeri nu voia să creadă că fiul ei este printre evadatorii de la Goian, polițiștii i-au bătut la poartă. Oamenii legii au verificat casa Olesiei Rusu, în speranța că acolo îl vor găsi pe Gheorghe. Prins a venit la poartă, nu strigau, veniu la poartă, îmi puneau mâinile în buzunar, așa că așa își deau să uitau o gradă. Și apoi, dacă în ultima oară l-ați văzut pe băiat, dacă ați vorbit cu asta dânsul. Poliție. A sunat pe numărul care m-a sunat băiatul de la Goiani. Uh-huh. Chiar aseară m-a sunat. Ridică receptorul și îmi spune, eu îi spun, e bună seara, ia că-s mama lui Turcu Gheorghe, zic, spuneți vă rog, s-a găsit băietul în culcoș. Ați încurcat numărul și nu pune receptorul și gata. După război, mulți eroi.
Eu vreau să întreb eu mama aceasta și multe alte mame. Unde sunt ele până ajunge copiii în detenție? Eu mai mult ca atât pot să vă spun că noi avem copii care ajung la ziua de azi în centre de plasament sau în detenții, fiind fugari de 2-3 ani de acasă. Unde sunt mamele astea în perioada asta? Olesia Rusu este convinsă că fiul ei și colegii lui de celulă au fost maltratați de către angajații penitenciarului, iar asta i-ar fi făcut să evadeze. Trebuie să-l bătut. Asta trebuie să-i bătut toți trei, nu numai pe unul. Eu nu cred că la ora actuală mai sunt angajați ai sistemului ăsta care agresează sau, cum spuneți dumneavoastră, bat persoanele care se dețin, persoanele care sunt custodiate. Cu atât mai mult când e vorba despre copii, cu atât mai mult când e vorba despre minori. Cu câteva ore înainte de emisie, Administrația Națională a Penitenciarelor ne-a trimis un răspuns la solicitarea noastră pe care am expediat-o a doua zi, după ce minorii au evadat. Iată ce ne-au comunicat. Folosind forța fizică, deținuții au diminuat rezistența grilajului metalic de la fereastră din filtrul sanitar și au evadat din instituția de detenție, escaladând edificiile de pază ale penitenciarului. Momentul evadării a fost observat de angajatul de la monitoarele video, care a alertat ofițerul de serviciu al instituției. Escaladând edificiile de pază ale instituției penitenciare, deținuții au reușit neobservați să se deplaseze într-o direcție necunoscută, fără a avea asupra lor bunuri sau obiecte. Anterior, personalul penitenciarului nu a observat în conduita deținuților careva tendințe care i-ar determina spre o eventuală evadare. Menționăm că pe parcursul detenției, deținuții au demonstrat un comportament rebel și non-conformist, specific vârstei adolescentine cu tendințe de nesupunere și revoltă față de cerințele administrației. Ar putea să li se adauge ani de detenție pentru asta, dar iarăși, trebuie de văzut toate circumstanțele. Și eu, în general, dacă ar fi posibil, aș face un apel la cei care judecă asemenea cazuri ca să ia în calcul toate lucrurile. Pentru că, până la urmă, copiii sunt copii și judecarea noastră prea severă ar putea să le lase una prentă destul de profundă, o retrăire emoțională destul de gravă, care poate să aibă urmări. În rest, dacă, de exemplu, ajunge cu o deplinătate și o maturitate a intelectului și o să-și dea de seamă, o să înceapă un alt comportament, o să se spună tuturor măsurilor de educație, o să lucreze și cu ei, dar o să vrea și ei și o să dea interes, eu nu cred că sunt persoane pierdute. Eu, în general, nu cred că nicio persoană o poți considera ratată sau pierdută. Oricare persoană, indiferent de vârstă, indiferent de circumstanțe, ar putea să ia tot de la început sau cel puțin să-și continue mai departe calea. Este bine că i-au găsit, pentru că totuși niște copii au niște părinți și atunci cu siguranță nu știm unde ar fi și ce s-ar fi întâmplat cu ei. Nu mai spun că să treci nistru tot nu e, adică e destul de periculos. Totul depinde de cum se va lucra cu ei. Absolut. Deci atâta timp cât ei sunt încă adolescenți, atâta timp cât ei încă nu au ajuns la vârsta maturității, ei au șanse. Ei nu trebuie lăsați. Pentru că de fapt ei vor fi maturi pe care noi nu ne dorim să-i avem. Acum, pentru reeducare, Ion, Gheorghe și Cătălin vor avea mai mult timp. Pentru evadare, băieții riscă până la 6 ani de pușcărie adăugător la pedepsele lor. Iar pentru răpirea celor două automobile, tinerii ar putea fi pedepsiți cu încă 5 ani de închisoare.